Și surori, vă invit să urmăriți împreună cu mine citirea Cuvântului Lui Dumnezeu din Scriptură. Și în această dimineață vreau să citesc Cuvântul Domnului din Cartea Profetului Ieremia, capitolul 14, începând cu primul verset și până la versetul 9 și apoi de la versetul 18 până la versetul 21, pagina 751 în Biblie. Ieremia, capitolul 14, începând cu primul verset. Cuvântul Domnului spusul Ieremia cu prilejul secetei. Iuda jelește, cetățile lui sunt pustite, triste, posomorâte și strigătele Ierusalimului se înalță. Cei mari trimit pe cei mici să aducă apă, dar cei mici când se duc la fântână nu găsesc apă și se întorc cu vasele goale. Rușinați și roșiți își acopăr capul. Pământul crapă pentru că nu cade ploaie în țară și plugare înșelați în lor își acopăr capul. Chiar și ca de pe câmp naște și își părăsește puii pentru că nu găsește verdeață. Măgare sălbatii stau pe locuri înalte și pleșuve, trăgând aer ca niște șerpi. Le se topesc ochii pentru că nu este iarbă. Dacă nelegiurile noastre mărturisesc împotriva noastră, lucrează pentru numele Tău, Doamne, căci abaterele noastre sunt multe, am păcătuit împotriva Ta. Tu care ești nădejdea lui Israel, mântuitorului la vreme de nevoie, pentru ce să fii ca un străin în țară, ca un călător care intră doar să petreacă noaptea în ea? De ce să fii ca un om încremenit, ca un viteaz care nu ne poate ajuta? Și totuși Tu ești în mijlocul nostru, Doamne, și numele Tău este chemat peste noi. De aceea nu ne părăsi. Versetul 18. Dacă ies la câmp, dau peste oameni străpunși de sabie. Dacă intru în cetate, dau peste niște ființe slăite de foame. Chiar și prorocul și preotul cu trei rețara fără să știu unde merg. Ai lepădat de tot pe Iuda și a urât sufletul tău atât de mult Sionul? Pentru ce ne lovește așa că nu mai este nicio vindecare pentru noi? Trăgeam nădejde de pace și nu vine nimic bun. Așteptam o vreme de vindecare și nu-i decât groază. Doamne, ne recunoaștem răutatea noastră și nelegiurea părinților noștri, căci am păcătuit împotriva Ta. Pentru numele tău nu ne socoti, nu ne cinsti scaunul de domnial slavetale, tale. Nu uita, nu rupe legământul tău cu noi. Amin. Frați și surori, am citit în această dimineață un cuvânt dintr-o istorie foarte zbuciumată a poporului Dumnezeu din Iuda. Era o vreme de criză. O criză generată de o secetă teribilă. Cuvântul acesta lui Dumnezeu, care vorbește despre criză, despre criza aceasta generată de secetă, m-a făcut să mă gândesc la criza prin care trecem noi. Și criza aceasta prin care trecem noi, cândva, va fi istorie. Dar este o criză, dragii mei, în care ar trebui să ne întrebăm ce facem în perioada aceasta. Știu că cei mai mulți dintre voi stați acasă. Este nu doar îndemnul, este porunca aceea care ne se spune mereu, ne se spune mereu, stați acasă. Și dacă stăm acasă, ce facem? Poate că lucruri mărunte, mai discutăm între noi, mai citim, mai vorbim la telefon, mai ascultăm informații. Dragii mei, dincolo de lucrurile astea mărunte pe care am spus și poate altele pe care nu le-am spus, că le facem Dincolo de toate acestea, știu că suntem într-o stare de așteptare. Așteptăm să se termine perioada asta de criză. Așteptăm finalul. Tot la fel cum oamenii aceștia din vremea profetului Ieremia așteptau o vreme de vindecare, așteptau să se termine criza. Deci, mei, vremea asta în care așteptăm să se termine, gândim că va fi 15 mai, Semnalele care vin în ultima vreme se pare că ne duc cu gândul undeva mai departe de 15 mai. Așteptarea aceasta, dragii mei, ce fel de așteptare este? Că nu stăm cu mâinile în sân și ne gândim oare nu va veni odată decretul că s-a terminat criza și începem viața pe care am avut-o înainte? Sau așteptăm făcând ceva? Pentru că, dragii mei, dacă mă uit în Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu vorbește nu dată de mai multe ori despre uh, faptul că suntem într-o așteptare trebuie să fim într-o așteptare chiar dacă așteptarea noastră nu se leagă întotdeauna doar de finalul unei crize poporul lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu sunt într-o continuă așteptare dar nu într-o așteptare pasivă ci într-o așteptare activă facem ceva, trebuie să facem ceva Bun, ori în Vechiul Testament, când evreii erau robi în Egipt și Dumnezeu le-a vorbit despre eliberare, despre faptul că o să-i scoată din robie, le-a spus Dumnezeu că va veni noaptea aceea în care Îngerul Nimicitor va trece prin țara Egiptului să nimicească pe întâi născuți din țara Egiptului. Și că va fi noaptea în care vor ieși din Egipt. Oamenii aceștia așteptau să iasă, dar n-așteptau uh, foarte pasiv, așteptau făcând ceva tot ceea ce le-a spus Dumnezeu, să ia un miel, să-l junghe, să ungă cu sânge stâlpii ușii și pragul de sus și în felul acesta să se pregătească pentru momentul în care trebuie să iasă. Mai o Scriptură, dragii mei, îl găsesc pe bătrânul Simion în Ierusalim, spune Sfânta Scriptură, aștepta mântuirea Ierusalimului, mântuirea lui Israel. Cum era așteptarea lui Simeon? Nu recunoaștem din Scriptură că era o așteptare într-un mod activ. Omul ăsta aducea o viață sfântă, era cu frica lui Dumnezeu, primea călăuzire de la Dumnezeu. Când Duhul lui Dumnezeu a spus să se ducă la templu, s-a dus la templu, omul ăsta aștepta făcând ceva. Mai târziu, înainte de a se înălța la cel Domnul Iisus Hristos, le-a spus ucenicilor, apostolilor, că trebuie să stea la Rusalim, să aștepte acolo făgăduința Duhului Sfânt, făgăduința lui Dumnezeu. Cum era așteptarea acestor oameni? Spune Sfânta Scriptură: Cu oamenii aceștia erau adunați într-un loc și stăruiau o rugăciune cu toții. Erau activi înaintea lui Dumnezeu în această așteptare. Dragii mei, în momentul acesta sau în perioada aceasta, când noi stăm înaintea lui Dumnezeu și așteptăm, așteptăm vindecare, așteptăm finalul crizei. Spun încă o dată. Trebuie să facem ceva, să lucrăm ceva, să facem ceva în această perioadă de așteptare. Și despre asta vreau să predic în această dimineață cu ajutorul Domnului, despre vremea în care învățăm să așteptăm într-un mod activ. Și oare ce ar trebui să facem, frați și surori, dragii mei ascultători, în această perioadă în care așteptăm, ce ar trebui să facem? Cum ar trebui să așteptăm ca așteptarea noastră să fie într-un mod activ? Mai întâi de toate, dragii mei, ar trebui să așteptăm Analizându-ne. Eu cred că ați observat fiecare dintre voastre că este o vreme în care. Sunt oameni care analizează situația în care suntem acum din perspectivă medicală. Cum se va duce virusul acesta? Cât de mult din populație va fi infectată cu virusul acesta? Cum se va manifesta? Alții, dragii mei, analizează perioada aceasta din punct de vedere economic. Cât de tare afectează economic pandemia asta. Sunt convins că fiecare dintre noastre, într-un sau altul, faceți analize. Unii analizați cât ați pierdut la salariu în vremea asta. Alții analizați cât ați pierdut la afaceri în vremea asta. Alții stați și analizați cum au crescut prețurile anumite produse. Sau alții analizați cum a scăzut piața imobiliară în această vreme. Dragii mei, dincolo de analizele astea, în timp ce aștrem, ar trebui să facem o altă analiză. Vreau să vă întreb, câți dintre voastre ați auzit în această vreme pe cineva analizând tot ce se petrece din punct de vedere spiritual, punându-l în calcul pe Dumnezeu, relația cu Dumnezeu? Ca și copiii lui Dumnezeu, ca și creștini care așteptăm în vremea aceasta, dragii mei, finalul acestei perioade, ar trebui să ne analizăm din punct de vedere spiritual. Și întrebarea este ce ar trebui să analizăm din punct de vedere spiritual cred că ar trebui, dragii mei, să vedem care este locul lui Dumnezeu în viața noastră personală. Cine este Dumnezeu pentru noi? Nu cine este Dumnezeu așa teoretic, că dacă aș pune întrebarea cine e Dumnezeu pentru noastră, fiecare ați putea să răspundeți câte ceva la întrebarea aceasta, din punct de vedere teoretic. Spune Sfânta Scriptură, spunea profetul Ieremia că Dumnezeu pentru ei era nădejdea și mântuitorul. Asta teoretic. Fiecare dintre să știți că Dumnezeu ar trebui să fie nădejdea noastră sau mântuitorul nostru. Dar cine este Dumnezeu în mod real pentru noi? Frate și surori, spunea profetul Ieremia aici așa, de ce să fii, ca, de ce să fii pentru noi ca un străin? Teoretic știm că trebuie să fii nădejdea noastră. Toate speranțele noastre se lege de tine. Tu să fii mântuitorul nostru. Dar Dumnezeule... S-ar putea să fii ca un străin care să intri doar să petreci noaptea în cetate. Vreau să vă întreb, pentru câți dintre noi Dumnezeu este un străin? Teoretic știm că trebuie să fie Mântuitorul nostru. Dar, în mod real, pentru câți dintre noi Dumnezeu este un străin? Știți cine este străin? Ce înseamnă să fii străin? Străinul, dragii mei, este o persoană pe care nu o cunoști foarte bine și ar pun întrebarea, câți dintre noi nu-L cunoaștem foarte bine pe Dumnezeu? Doar din auzite, doar din ce ni s-a povestit. Ar trebui să-L cunoaștem pe Dumnezeu în mod personal printr-o descoperire de la Dumnezeu. Cine este Dumnezeul acesta? Domnul Iisus Hristos a pus întrebarea ucenicilor E asta în Matei, capitolul 16. Cine zic oamenii că sunt eu? Și oamenii și ucenicii au început să zică unul după altul, Ieremia, eu am unul dintre proroci. Asta spun oamenii. Dar Domnul continuă cu întrebarea și zice, voi cine ziceți că sunt? În momentul acela, Petru, îndrăznețul, curajosul Petru, ia cuvântul și zice, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Ei, dragii mei, E o mare diferență între ce ziceau oamenii și ce spune Petru. Oamenii își deau cu, cu presupusul, oamenii își împărtășeau părerile personale. Dar când Petru a zis: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu, Domnul s-a uitat la el și a zis: Petre, asta nu o știi de la tine. Asta o știi pentru că ți-a descoperit Tatăl din cerul. O știi prin descoperire Dumnezească. Tăgii de mei. Dumnezeu ar trebui să nu mai fie un străin pentru noi și să-L cunoaștem în mod personal printr-o descoperire de la Dumnezeu. N-au -au trecut multe zile de când am sărbătorit învierea Domnului Iisus Hristos și apoi întâlnirea lui Petru cu lui Toma cu Domnul Iisus Hristos. Toma, dragii mei, l-a cunoscut pe Domnul printr-o descoperire personală. A zis Domnul către el, Tomo, vino și pune aici degetul în, în rană, în semnul cuielor. În momentul acela când Domnul i-a făcut această invitație și-a arătat semnul cu elor, el Tom a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. <coughs> pentru că a fost un alt fel de cunoaștere. Nu din ce au povestit colegii lui, tovarășii lui, l-am văzut pe Domnul, Domnul a înviat dintre cei morți, ci l-a cunoscut printr-o întâlnire personală, într-o descoperire de sine. Deci, un străin este o persoană pe care nu o cunoști foarte bine. Cum este Dumnezeu pentru noi? o persoană pe care nu o cunoaștem foarte bine pentru că n-am avut o descoperire de la Dumnezeu, o întâlnire personală cu El? Dar, deci, mei, pe Dumnezeu ar trebui să-L cunoaștem din lucrările Lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, Dumnezeu este un Dumnezeu care lucrează sau este cineva despre care citesc doar așa într-o carte și atât? Sau Dumnezeu este Dumnezeul care în toată istoria a fost la lucru și Dumnezeul acesta este la lucru și în perioada asta de pandemie? Cum îl cunoașteți pe Dumnezeu? Îl cunoașteți pe Dumnezeu din lucrările lui Dumnezeu sau nu? În Vechiul Testament, când poporul lui Dumnezeu era așa într-o într stare de incertitudine, de confuzie, când, când nu știa cine-i Dumnezeu, se duceau după bal, după startei, a venit Ilie trimis de Dumnezeu și a stat în fața profeților lui Bal, profeților Astartei și a zis, și în fața poporului, și a zis, până când vreți să-și chiopătați de amândouă picioarele? Cine este adevăratul Dumnezeu? Yahweh Dumnezeu sau Bal este adevăratul Dumnezeu? Și în momentul acela Ilie a vrut să, să cunoască oamenii aceștia că Dumnezeul adevărat este Dumnezeul care lucrează și a zis Dumnezeul care răspunde prin foc este adevăratul Dumnezeu. Și-a stat înaintea lui Dumnezeu, a stat înaintea jertfei și a, a făcut o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și a, a spus, Dumnezeule, fă să se cunoască astăzi că Tu ești adevăratul Dumnezeu. Dar cum să se cunoască astăzi asta? Printr-o lucrare pe care o faci Tu, Dumnezeule, care a spus a rugăciune și dintr-o dată s-a coborât foc din cer și a prins toată jertfa aceea care era bine îmbibată cu apă. Dumnezeu din cer s-a făcut de cunoscut prin lucrările Lui. În Noul Testament, spune Sfânta Scriptură, în Evanghelie, despre un moment în care ucenicii erau pe mare, s-a strânit o furtună, valurile erau mari, ei erau amenințați, nu mai puteau controla situația, controla uh, corabia. Și a venit Domnul Isus Hristos la ei, venind pe ape, și când a pășit în corabie, spune Sfânta Scriptură, în momentul acela s-a făcut o liniște mare. Și prin această lucrare pe care Domnul a făcut-o, spune Sfânta Scriptură, ucenicii au zis, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. L-au cunoscut prin această, prin această, lucrare pe care a făcut. Dragii mei, un străin este o persoană pe care nu o cunoști foarte bine. De ce să fii ca un străin? Știm că ar trebui să fii nădejdea, să fii mântuitorul nostru. De ce să fii un străin? De ce ești un străin pentru noi? Dragii mei, dar un străin, nu este doar o persoană pe care nu o cunoști foarte bine. Un străin este o persoană cu care petreci foarte puțin timp. Când cei doi se duceau înspre Maus, cei doi ucenici se duceau spre Maus, a venit cineva din urmă și a ajuns. Știți cine a fost acel cineva din perspectiva celor de ucenici? O străin. Tu ești singurul străin și oamenii aceștia se așteptau să petreacă timp cu străinul acesta cât ține călătoria. Zicea profetul Ieremia aici, înaintea lui Dumnezeu, de ce să fii ca un străin care să intri să petreci noaptea în cetate, apoi să pleci. Nu vi se pare că de foarte multe ori când Dumnezeu e un străin pentru noi, petrecem foarte puțin timp cu Dumnezeu și de, o, de regulă începem să petrecem, sau încercăm să petrecem timp cu Dumnezeu atunci când vine noaptea, noaptea peste viețile noastre. Nu ne descurcăm singuri. Se întunecă cerul. Ne lovesc furtuni de o parte sau de alta. Vine criza peste noi. Și vrem să petreacă timp cu noi, să petreacă noaptea asta timp cu noi. Dar, dragii mei, dacă noi avem nevoie de Dumnezeu să petreacă timp cu noi cât e noapte, e un străin pentru noi. Aș vrea să vă provoc în această zi să vă întreb, dragii mei, cât timp petreceți cu Dumnezeu. Timpul pe care îl petrecem cu Dumnezeu arată dacă e un străin pentru noi sau este cineva de al nostru și noi suntem de ai lui. Pentru că de regulă vreau să petrec timp cu ai mei. Doresc să fiu cât mai mult împărtășie cu ai mei. Nu prea doresc lucrul acesta cu un străin. Deci, dragii mei, ceea ce ar trebui să analizăm în această vreme în modul cel mai serios care este locul lui Dumnezeu în viața noastră? Cine este Dumnezeu pentru noi? Dar al doilea lucru pe care trebuie să îl analizăm foarte serios este care este starea noastră spirituală reală. Și vreau să vă întreb, cine știe cel mai bine care este starea noastră spirituală reală? Puteți ziceți, noi știm bine. S-ar putea. Dar știți că s-ar putea uneori nici noi să nu știm cum e starea spirituală reală? Îi zicea Domnul Iisus Hristos Îngerului Bisericii de la Odicea, nu știi că ești așa. Tu ai impresia că ești bine, dar nu știi că ești așa. Dragii mei, cine ar putea să știe starea noastră spirituală reală? Ar putea să știe ceilalți care s-ar putea să se uite admirativ la la, la, noi că slujim cine știe cum în biserică? ăștia grozavi. Ar putea să știe ceilalți care se uită admirativ că a făcut o faptă bună unui om necaz să zică grozav, omul ăsta chiar e pocăi. Cine ar putea ști starea noastră spirituală reală, dragii mei? Și cine? Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu din cer știe nu doar ce se vede, știe și ce nu se vede. Și de toate motivațiile noastre. De aceea, dragii mei, când Dumnezeu vorbește, când Eremea când vorbește cu Dumnezeu despre starea asta de criză, vine Dumnezeu și spune, și zice, în versetul 10, așa: Iată ce spune Domnul despre poporul acesta. Și ce spune Domnul despre poporul acesta este starea spirituală reală. Știți de ce, dragii mei, ar trebui să ne aplecăm urechea la ce zice Dumnezeu despre starea noastră spirituală reală? Știți? Pentru că noi avem impresia că dacă ne merge bine, Dumnezeu este mulțumit de felul în care trăim noi. A ne merge bine înseamnă că Dumnezeu nu are nimic cu noi. Dar tocmai vă spuneam despre Îngerul Bisericii din Laodicea. Zicea, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Concluzia pe care o putea trage este Dumnezeu este mulțumit. Domnul este mulțumit. Că o duc bine. Și zicea Domnul Iisus Hristos, o să te văd din gura mea. Pentru că ești nenorocit, ticălos, orb, gol. Asta e starea spirituală reală. Dar noi avem impresia că dacă ne merge bine, Domnul e mulțumit de noi. Sau avem impresia că dacă facem câteva lucruri religioase, Domnul e mulțumit de noi. Ziceau, zicea Dumnezeu aici că oamenii ăștia vor veni să, să, postească sau vor veni să aducă jertfe. Și dacă postesc să aduc jertfe, Dumnezeu este încântat de ce fac ei. Și -o spune Dumnezeu, nu se ascult. Din cauza stărilor spirituale reale. Ca să ne cunoaștem starea noastră spirituală, reală, trebuie să ne aplecăm urechea la ce zice Dumnezeu. Și cartea asta este plină de ce zice Dumnezeu. Și ar trebui să stăm cu ochii în cartea asta și cu mintea la ce vorbește Dumnezeu și cu inima la ce vorbește Dumnezeu. Pentru ca să cunoaștem cum stăm noi cu Dumnezeul acesta. Ar trebui să ne oglindim fia, ființa noastră în sfințenia lui Dumnezeu. Și când facem lucrul acesta, ajungem la concluzia la care a ajuns Isaia Odinioară. Suntem niște oameni necurați înaintea lui Dumnezeu deci, frații mei, surorile mele, ar trebui să analizăm cine este Dumnezeu pentru noi. Și ar trebui să analizăm care este starea noastră spirituală reală. Dar vreau să vă mai spun că ar trebui să. Mai analizăm încă ceva. Ar trebui să analizăm care este pericolul mai mare care ne paște decât pericolul pe care îl experimentăm acum. Cred că sunteți de acord că uh, trăim o perioadă periculoasă. <coughs> Încercăm să să ne protejăm cumva, să respectăm distanțarea socială, să ne punem mască. De ce toate astea? Să purtăm mănuși uneori. Pentru că vedem pericol în jurul nostru. Ba vin unii și ne spun că suntem într-un pericol mai mare ca să intrăm într-o criză economică. Dar, frații mei, dincolo de pericolul ăsta de a ne infecta cu virusul, dincolo de criza economică, există, poate exista un pericol mai mare. Ce ziceți? Cuvântul Domnului sau omului Dumnezeu Ieremia în situația asta de criză, nu era apă, pământul era crăpat, animalele nu aveau hrană, dacă ieșea, din cetate, dacă ieșea afară din cetate găseau oameni străpuni de sabie, dacă intra în cetate găseau oameni slăiți de foame. Dar dincolo de astea omului Dumnezeu vede un alt pericol. Știți care este pericolul pe care îl vedea el? Ca Dumnezeu din cer să rupă legământul. Deci, mei, Zicea el în rugăciune așa, nu rupe legământul tău cu noi. Dincolo de faptul că nu-i apă, se duc cei mici să aducă apă și vin cu, cu găleata goală. Dincolo de faptul că sunt oameni străpuși de sabie sau oameni slăiți de, de, de puteri pentru că nu n au mâncat poate de multă vreme. E pericolul ca Dumnezeu din cer să rupă legământul cu noi și vreau să vă întreb dacă vă îngrijează lucrul acesta. Legământ înseamnă un angajament între Dumnezeu și om. Și noi, oamenii. Și vreau să vă spun că legământul ăsta este iniția, inițiativa lui Dumnezeu. Și este în beneficiul nostru. Dumnezeu să ne poarte de grijă, Dumnezeu să ne mântuiască, Dumnezeu să ne protejeze. de deci mei, ceea ce cere Dumnezeu în legământul ăsta este ca noi să ascultăm de Dumnezeu. Și când nu ascultăm de Dumnezeu, Dumnezeu s-ar putea să rupă legământul. Rămânem niște oameni religioși mai departe. Dar nu în legământ cu Dumnezeu. Și ascultați-mă ce vă spun acum. Când Dumnezeu rupe legământul acesta, s-a dus orice bază a așteptărilor noastre de la Dumnezeu. Dacă așteptăm ceva de la Dumnezeu, așteptăm pe baza legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu noi. Psalmul 106 spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu și-a adus aminte. Oamenii aceia treceau printr-o situație foarte complicată. Crize peste crize, lipsuri peste lipsuri. Strigau la Dumnezeu și spune Sfânta Scriptură acolo, versetul 44, 45 mi se pare, zice așa. Dumnezeu și-a adus aminte de legământul lui și s-a făcut milă de ei. Dacă oamenii aceștia așteptau ceva de la Dumnezeu, așteptau mila lui Dumnezeu, Așteptau pe baza acestui legământ, Dumnezeu și noi. Noi și Dumnezeu suntem într-un legământ. Pe baza legământului așteptăm. Când s-a rupt legământul acesta, pe ce bază să mai așteptăm ceva de la Dumnezeu? Deci, pericolul mai mare decât criza economică, pericolul mai mare decât infectarea cu coronavirus, este ca să trăim în așa fel încât Dumnezeu să fie determinat să rupă legământul cu noi. Să nu mai putem să mai așteptăm ceva de la Dumnezeu. De deci, mei, poate că legat de pericol acesta este un alt pericol. Pericolul ca Dumnezeu din cer să ne abandoneze. Să ne abandoneze din, fel, din cauza felului în care trăim. De aceea se ruga Ieremia aici și zicea așa în versetul 9. De aceea nu ne părăsi, nu ne abandona Dumnezeule. Când Dumnezeu din cer rupe legământul și ne abandonează, frați și surori, momentul acela el nu mai primește cererile noastre. Ne lasă fără resurse. Și ce ne facem noi în această lume când Dumnezeu închide cerul și nu mai primește cererile? Când ne lasă fără resurse în această lume? Spune Sfânta Scriptură că Samson, omul acela puternic, care a fost îmbrăcat cu putere de la Dumnezeu într-un mod special, după ce a păcătuit înaintea lui Dumnezeu în mod repetat, când Dalila l-a tuns și l-a legat și era gata să îl dea pe mâna filistenilor, și a zis Samson o să facă și dățile trecute. Și ce nu știa el? Nu știa că Dumnezeu l-a abandonat. Dumnezeu s-a îndepărtat de el. Și când s-a îndepărtat Dumnezeu de el, a lăsat, de el l-a lăsat fără resurse. Nu mai avea puterea să facă ce a făcut altădată. Pentru că, dragii mei, atunci când Dumnezeu ne abandonează, rămânem fără resurse de la Dumnezeu. Ce ar trebui să analizăm în vremea aceasta, dragii mei, este cine e Dumnezeu pentru noi. E un străin? Sau este al nostru? Noi suntem ai lui. Care este starea noastră spirituală reală? Care e pericolul mai mare decât pericolul pe care îl vedem cu ochii noștri, care ne paște existența noastră? Suntem în pericol să rupă Dumnezeu legământul cu noi? Să ne abandoneze? Și cred că perioada aceasta de așteptare este perioada în care să stăm înaintea lui Dumnezeu, să facem analiza aceasta în modul cel mai serios. În al doilea rând, dragii mei, Trebuie să așteptăm veghind. Cred că v -ați, când v-ați uitat în Scriptură, ați văzut că atunci când Dumnezeu ne provoacă nu odată de mai multe ori să veghem. În momentele acelea, Dumnezeu ne cere să fim atenți și să ne gândim la ceva anume. Să ne îndreptăm gândul spre ceva anume. Ei, dragii mei, când vorbesc despre faptul că această așteptare noastră trebuie să fie uh, făcută cu veghere, mă refer la faptul că în jurul nostru în această vreme este foarte multă confuzie. Se seamănă foarte multă confuzie. Să veghem, să nu fim afectați de confuzia asta. Recunoașteți că e multă confuzie în jur? Haideți să vă dau cel puțin două exemple ca să vedeți numai uh, confuzia legată de situația în care noi trăim. Știți că există specialiști care spun că acest virus este foarte, foarte periculos. Din cauza asta s-au luat măsurile care s-au luat. S-au impus restricțiile care s-au impus. E periculos. Se răspândește cu o viteză uluitoare. Pe de altă parte, sunt specialiști care spun că e, prea exagerat, e prea exagerat felul în care se tratează virusul acesta. Am ascultat recent pe un specialist, mare specialist din Germania, care spune așa, am făcut autopsia pe 100 de persoane care au decetat declarate contaminate cu coronavirus. Niciuna dintre persoanele acestea n-a decedat doar din cauza coronavirusului. Aveau alte afecțiuni care le-a afectat grav sănătatea. Și spunea persoana aceasta e prea exagerat atenția care se acordă acestui virus. Pe cine să crezi? Că e foarte periculos și că este o exagerare. Pe cine să crezi? Vă păi dau un alt exemplu. Nu cu multă vreme în urmă, Suedia a fost foarte criticată pentru că uh, nu a luat măsurile cele mai uh, potrivite pentru ca să stopeze răspândirea coronavirusului. N-a impus restricții, a recomandat anumite. Uh, un anumit stil de comportare, distanțare socială și așa mai departe. Pentru că a zile trecute, Organizația Mondială a Sănătății să vină să aprecieze Suedia pentru felul în care a gestionat această situație, că n-a luat măsuri restrictive. Întrebarea este următoarea. Cum e mai bine? Să se impună restricții? Sau să nu se impună restricții? Nu vi se pare că oamenii mari, specialiștii, Organizația Mondială a Sănătății, creează confuzie? Dar am spus asta nu pentru că vreau să mă ocup de confuzia asta, dragii În plan spiritual, suntem în pericol să fim afectați de confuzie. Confuzie generată de oameni dezorientați în această vreme. Spune Sfânta Scriptură aici așa. Prorocul și preotul cu țara și nu știu unde merg. Sunt dezorientați. Oamenii aceștia trebuie să fie niște lideri, niște oameni care să croiască drum și să arate oamenilor pe unde să meargă. Și spune în Sfânta Scriptură, sunt dezorientați. Vreau să vă întreb, sunt în vremea asta oameni de la care așteptați să dea direcție, orientare? Și ei înșiși sunt dezorientați? Știți că oamenii lui Dumnezeu din Scriptură au avut o orientare clară? Dumnezeu le-a fost călăuză. Știți lucrul acesta? Dacă l-ați fi întrebat bună pe, pe Apostolul Pavel, uh, Pavel, tu în ce direcție o iei? În tot te duci. Știi ce v-ar fi răspuns Apostolul Pavel? Poate printre altele. Eu alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești în Hristos. Uitând ce este în urma mea, mă arunc înainte spre țintă. De aceea Apostolul Pavel a avut curajul să spună, călcați pe urmele mele. Când Moise a plecat cu poporul din Egipt spre țara Canaan, vreau să vă întreb, credeți cum omul ăsta știa tot se duce? ce direcție are? Sigur că știa, pentru că Dumnezeu din cer i-a spus, trimit pe îngerul meu înaintea ta, îți va da direcție, călăuză. Ei, dragii mei, și uitați-vă, trăim într-o vreme în care sunt oameni dezorientați, care creează confuzie. Dar mai este o categorie de oameni care creează confuzie. Știți care sunt aceștia? Oameni care pretind că vorbesc în numele lui Dumnezeu. Spune Sfânta Scriptură aici, n-am citit uh, uh, Pasajul e prea lung să-l citesc, ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ieremia zice către Dumnezeu, eu am răspuns, ac Doamne Dumnezeule, iată că prorocilor le zic, nu veți vedea sabie, nu veți avea foamete, ci Domnul vă va da în locul acesta o pace trainică, asta spun prorocii, oameni care vorbesc, care au impresia sau dau impresia că vorbesc în numele lui Dumnezeu. Dar Domnul mi-a răspuns, prorocilor prorocesc minciune în numele meu, eu nu i-am trimis, nu le-am dat poruncă, nu le-am vorbit. Cei vă proces niște vedenii mincinoase, prorociri de șarte, înșelători și închipui scoase din inima lor. Primesc destul de des pe telefon tot felul de profeții. Primesc pe telefon tot felul de predici. Aud foarte mulți în vremea aceasta care ascultă pe predicatorul cu tare, pe predicatorul cu tare. Discutam recent cu cineva, cu o persoană și îmi spunea despre o persoană pe care o ascultă destul de des. Și am zis, dar uh, uite, faptul că am auzit despre persoana aceea că a scutat-o foarte des, m-a și pe mine să ascult persoana respectivă. Și am spus, uite, aici este în afara Scripturilor. Aici este în afara Scripturilor. Aici este în afara Scripturilor. Și a spus persoana aceea, aceea cu care este de vorbă, a zis, vezi dacă noi nu cunoaștem foarte bine Biblia? Au impresia că ce spune e adevărat. Dar este împotriva Scripturilor. Deci, mei, oamenii aceștia care au impresia sau dau impresia că vorbesc uh, din partea lui Dumnezeu, vorbesc în numele lui Dumnezeu, vorbesc mesaj de la Dumnezeu, oamenii aceștia, dragii mei, fac cele mai mari de servicii. Pentru că oamenii aceștia vorbesc împotriva realității pe care Dumnezeu o spune. Ei ziceau aici, uh, veți avea pace, Dumnezeu o să vă dea pace, nu o să fie nici sabie, nici foamete, Dumnezeu zice, o să fie. Pentru că e păcat și fără de lege, o să fie. Oamenii aceștia, dragii mei, îi ajută pe ceilalți să persevereze în alegerile lor pe care le-au făcut fără Dumnezeu. Când împăratul Ahab a vrut să plece la război cu sirienii, s-a coalizat cu Iosafat și a făcut el planul cum o să meargă la război, fără să întrebe pe Dumnezeu. Iosafat a zis, da, hai să întrebăm pe Dumnezeu, și a chemat prorocii lui să, să vină cu mesaj de la Dumnezeu, să se ducă sau să, să nu se ducă. Și spune să scriptură că toți au spus du-te și o să biruiești. E, îi convenea lui. Era ceea ce îi plăcea lui. Și a venit totul final mic și a zis, nu, nu, dacă te duci la lupta aceasta, nu se te întorci înapoi viu. O să mor pe câmpul de bătaie. Acum, pe cine să creadă? E confuzie când unul zice una și altul zice alta? De ce spun că în această vreme, dragii mei, trebuie să așteptăm veghind să nu fim uh, prinși în această confuzie? Ce spune un predicator și ce spune un proroc? Și să stăm să ascultăm ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că de foarte multe ori și predicatorul uh, și prorocul spun lucruri ca să fie ceva de senzație sau ceva ce, ceva ce ne place. Dumnezeu din cer ne spune realitatea și ce așteaptă de la noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mă duc un pas mai departe, dar în al treilea rând. Ceea ce ar trebui să facem în această vreme de așteptare, ar trebui să așteptăm pocăindu-ne. Când descoperim, dragii mei, starea noastră spirituală reală, când descoperim că Dumnezeu este un străin pentru noi, când descoperim că stăm în fața acestui pericol mare care se cheamă confuzie sau Dumnezeu să rupă legământul cu noi, oare ce ar trebui să facem? Și ce, ce ar trebui să facem? Să căutăm calea înapoi la Dumnezeu. Să ne întoarcem la Dumnezeu. În Osea, capitolul 6, așa începe capitolul 6, veniți să ne întoarcem la Dumnezeu. Calea înapoi spre Dumnezeu, dragii mei, este calea pocăinței. N-am cum să mă întorc înapoi la Dumnezeu fără să mă pocăiesc. Când fiul risipitor a vrut să se întoarcă înapoi acasă la tata, n-a avut altă cale de a se întoarce decât prin pocăință. Decât să vină înaintea tatălui să spună am păcătuit împotriva celui și împotriva ta. Asta e pocăință, dragii mei. Pocăința înseamnă să am tăria să stau înaintea lui Dumnezeu, să recunosc viața mea de păcat, să recunosc sincer, să recunosc, dragii mei, că n-am împlinit standardele lui Dumnezeu. Sunt departe de ceea ce așteaptă Dumnezeu de la mine. Să vin înaintea lui Dumnezeu așa cum sunt. Să recunosc viața mea de păcat. Zicea David în Psalmul 51, îmi cunosc bine fără de legile. Cu ele vin înaintea lui Dumnezeu. Dar pocăință nu înseamnă doar recunoaștere, înseamnă și remușcare sau regret. Știu că remușcarea sau regretul este ceva care se întâlnește foarte rar în această vreme. Dar, dragii mei, regretul acesta, remușcarea aceasta, este o durere care este generată în sufletul nostru de descoperirea vinovăției noastre înaintea lui Dumnezeu. Nu există pocăință adevărată fără această, această remușcare, acest regret, această durere lăuntrică. Spunea Psalmistul în Vechiul Testament, Mă doare de păcatul meu. Cineva spunea și mi-a rămas în minte și în inimă expresia asta. Cineva spunea că pocăința nu este o durere de dragul durerii, ci este vindecare care s-ar putea să doară o vreme. Pocăința nu este durere de dragul durerii. I Ați văzut pe oamenii care se pocăiesc sincer plângând, rupându-și ființa înaintea lui Dumnezeu. Cum zice Biblia, sfârșiați-vă inimile, nu hainele. Dar, dragii mei, pocăința nu-i durere de dragul durerii. Pocăința înseamnă vindecare, care s-ar putea să doară o vreme. Dar e vindecare. Pocăința înseamnă recunoaștere și înseamnă remușcare sau această recunoaștere cu durere a păcatelor și fără de legioră. Dar pocăința înseamnă și rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și dacă mă uit cu atenție cuvântul pe care am citit în această dimineață, omul ăsta stă să se roage lui Dumnezeu. Să aibă Dumnezeu milă, își recunoaște păcatele lui, păcatele poporului, o spune cu durere. rege mea, rugăciunea pe care o facem înaintea lui Dumnezeu în procesul pocăinței nu este expresia abilității cu care știu eu să mă pocăiesc înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea, rege mei, este făcută pe baza ceea ce este Dumnezeu. De aceea zicea Ieremia aici, pentru numele tău Dumnezeu le lucrează. Și este făcută, dragii mei, rugăciunea asta cu credința că Dumnezeu primește fără să facă reproșuri. Care dintre asta ați avea curajul să mergeți la Dumnezeu, să vă spuneți starea de viață, să vă plângeți trecutul noastră și să vă așteptați după aceea Dumnezeu să vă reproșeze pentru felul cum ați trăit? Vă spunem ceva despre fiul Într-o situație de criză, înfometat până la moarte și a zis, mă duc acasă. Vreau să vă întreb, ce reproșuri a adus tatălui atunci când, atunci când omul ăsta a ajuns acasă? A, ai venit acasă pentru că ți stomacul gol. Aduți aminte cum mi-ai întors spatele. Cum mi-ai risipit toată, toată, partea de avere pe care ți-am dat-o în păcate și fără de aici. Niciun reproș. Tânărul ăsta s-a dus acasă pocăit ce a fost primit de Tatălui fără să-i reproșeze. Când mă rog lui Dumnezeu, mă rog cu credința că Dumnezeu din cer mă acceptă, mă primește, fără să îmi reproșeze trecutul meu. Șterge toate păcatele și fără de legile. Deci, mei, mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze. Stăm acasă. Stăm acasă într-o vreme de așteptare. Așteptăm să se termine criza asta. Să ajungem la final. Și întrebarea pe care vreau să vă pună și pe care eu mi-am pus-o este cum vom ieși din criza asta? Vom ieși din criza asta, dragii mei, în felul în care așteptăm și facem ce trebuie să facem în vremea în care așteptăm. Ne analizăm în modul cel mai serios. Cum stăm înaintea lui Dumnezeu? cine e Dumnezeu pentru noi? Ne pocăim în vremea aceasta în modul cel mai serios. Primim iertare de la Dumnezeu în vremea aceasta de la Dumnezeu și încercăm să stăm legați de Dumnezeul nostru, să primim călăuzire de la Dumnezeu, să nu fim duși într-o parte și alta de tot ceea ce se spune în vremea aceasta și ajunge la urechile noastre. Mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze. Acolo unde sunteți, frați și surori, în momentele acestea, Aș vrea să vă provoc să începeți o analiză personală, o analiză serioasă, o pocăință serioasă. Și Dumnezeu din cer să vină cu binecuvântări sfinte peste fiecare persoană și peste fiecare casă și peste biserica Domnului Amin.